Întrebare în limba engleză din 1 Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 12. Paul says, all our teachers, do all prophesy, do all speak in tongues, but the church teaches us that you must speak in tongues to have the Holy Spirit. Deci apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 12, toți sunt învățători, toți prorocesc, toți vorbesc în alte limbi. Învățătura bisericii noastre spune că vorbirea în limbi este un semn al botezului cu Duhul Sfânt. Deci aici ai întrebarea vis-a-vis de vorbirea în limbi. De vorbirea în limbi, dacă potrivit cu pasajul acesta, dacă vorbirea în limbi este absolut necesară ca botez cu Duhul Sfânt. Apostolul Pavel reglementează și această problemă și știți ce spune? Că în plen, în mod plenar, dacă nu-i cineva să tălmăcească vorbirea în limbi, cel care o are, Apostolul Pavel spune, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Dar prefer și el spune că în biserică să spun 5 cuvinte înțelese, decât 10.000 în altă limbă, când suntem împreună. Deci asta spune Biblia. Noi nu putem ieși din Biblie. Acum, sigur, sunt momente de cercetare la rugăciune, dar în general asta este direcția. În cămăruță, acasă, în particular, e cu totul altceva. Apostolul Pavel spune, nu fiți copii la minte, ci la minte fiți oameni mari. Acum, vis-a-vis de vorbirea în alte limbi, el este un semn, dar există și darul vorbirii în alte limbi, să știți, și dar. Nu toți au darul vorbirii în alte limbi. Există darul vorbirii în alte limbi la botezul cu Duhul Sfânt și există vorbirea. Nu se poate cineva botezat cu Duhul Sfânt în Noul Testament și să n-aibă vorbirea în limbi. Mai mult sau mai puțin? Unii mai puțin, mai puține cuvinte, dar o au ca un semn. Dar pe lângă acestea, dacă nu-i pacea, liniștea, încrederea, bucuria aceea mântuirii, păi toate astea însoțesc vorbirea în alte limbi, la botezul cu Duhul Sfânt, când cineva este botezat cu Duhul Sfânt. Deci vorbirea în alte limbi noi nu o împiedecăm, dar în același timp îi dăm curs după cuvânt, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Să ne dea Domnul înțelepciune. Amin. De-aia, frații, sigur, mai ales la botezul cu Duhul Sfânt, insistă, e normal, și noi la fel procedăm. Biblia arată că toți au vorbit în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați, spune acolo în Faptele Apostolilor, cei 12 bărbați din Efes. În Fapte 2, la fel, și apoi în continuare. Când e vorba de Corneliu, în casa lui Corneliu, îi auzeau vorbind în alte limbi. Și apoi, sigur, asta în general a rămas în Biserica Domnului o permanență. Domnul să ne dea lumină și Domnul să ne ajute. Toate darurile îi necesar, nu se poate. În Biserica Domnului adevărată, reală, există darurile acestea și ele trebuie să se manifeste, dar după rânduială și după călăuzirea Duhului. Amin.